Ei bine, am lăsat foarte puțin dintr-o versiune altfel decât o știam a cântecului, nu trebuie să spun Trecea că trecea fanfara para, militară. o versiune în limba franceză. De ce în limba franceză? În limba franceză, pentru că mi s-a părut interesantă această variantă și în același timp pentru că în momentul în care vrei să exporți un cântec în Franța, ei se vor bucura să asculte cântecul în limba lor și, pe de altă parte, în momentul în care au apărut aceste cântece, unele dintre ele mi s-au părut interesante. Asta este un cântec cu o poveste. Și atunci, bineînțeles că am considerat că pot să-l cânt și eu, în afara faptului că am fost foarte bun prieten cu Dan Spătaru, care a cântat acest cântec, și cu compozitorul care a creat acest cântec, și Temistocle Popa, care a scris o sumedenie de șlagăre, de ceea ce spuneați înainte, pentru Dan Spătaru. Deci, asta este explicația. Am mai făcut cântece în limba franceză din Mălineanu, din Hirculescu, din alți compozitori, întrucât mi s-a părut interesant sub aspectul acesta al faptului de a aduce în repertoriul meu și cântecele altor compozitori decât Alexandru Mandi. Adică, sigur, o bună majoritate din cântecele din repertoriul meu sunt semnate Alexandru Mandi, dar nu e mai puțin adevărat că sunt câteva zeci de alte cântece compuse de alți compozitori, mai ales în prima parte a activității mele pe scena cântecului. Am făcut demersuri, m-am împrietenit cu compozitorii vremii, ba chiar am făcut și o emisiune de televiziune în care îi vizitam și vorbeam despre dânsii. Sigur, timpul a trecut, lumea uită ușor, ochii care nu se văd se uită. Revenirea mea în România nu înseamnă decât dragostea pe care nu am pierdut-o față de oamenii frumoși din România, față de tot ceea ce mă leagă de acest loc unde am inspirat pentru prima oară aerul pe care îl ai în plămâni odată cu nașterea. Și omul care nu uită unde s-a născut și care are în sânge o anumită dimensiune care se numește patriotism, ca să nu spun naționalism, pentru că s-a cam stricat puțin sensul cuvântului. A fi alături de națiunea asta, a fi patriot, a dori să-ți aperi identitatea, cred că este un lucru important, major, sfânt și de dorit. Aveați cântecul acela de care v-am spus că eram îndrăgostită și eu, copil fiind, primul loc de pe pământ. Da, primul loc de pe pământ este un cântec destul de miraculos, dacă pot să spun așa, în care este vorba despre un tânăr care revine la maturitate înapoi în România, cu experiența pe care a câștigat-o fiind un om care nu-și reneagă locurile unde s-a născut și care vine cu aceeași bucurie să ofere ceva din ceea ce a învățat, care își aduce aminte
de locurile unde a trăit, de părinții lui. Este un cântec sensibil, e un cântec foarte frumos. Tot atât de frumos este și Drum și Dor, în care este și mai pregnant acest sentiment, este și mai pregnant acest sentiment de dor de țară, acest dor care te doare în momentul în care ești departe și în care ai simți nevoia să fii împreună cu tot ceea ce ai iubit și ai lăsat în urmă. Dumneavoastră ați plecat din țară în 1982. Da, am plecat exact atunci. Mai întâi în Franța, apoi ați ajuns și în Canada. Și iată, după atâția ani, dorul v-a adus înapoi. Chiar dacă perioade scurte, cum spuneți dumneavoastră. M-a adus și dorul, m-a adus și dorința mea de a reîntâlni un public care vorbește limba română. În decursul a 37 de ani, eu am vorbit în familie în limba română. Fiul meu, la 44 de ani, vorbește limba română ca și cum n-ar fi plecat niciodată, n-ar fi trăit niciodată în altă parte decât aici. Adică sunt familii care își păstrează limba cu sfințenie, pentru că țara mea e limba mea. Așa este. Limba română este țara mea. Și n-am să o părăsesc, o iau după mine oriunde aș fi și mi se pare firesc să fie așa. Nu toată lumea o face, pentru că dorința asta de a te adapta, de a deveni foarte util, de a fi cât se poate de luabil într-o lume în care oamenii vorbesc alte limbi, este un lucru normal și bineînțeles că unii consideră chiar lăsându-și copiii să vorbească limba țării în care au fost adoptați, li se pare că vor învăța mai bine și ei să vorbească engleza, franceza, spaniola sau chineza. Nu-i dubiu că unii oameni așa gândesc. Eu fac parte din cealaltă categorie care consideră că limba română este o cheie paspartu pentru cultura românească și pentru că avem o cultură bogată, o cultură în care atât literatura, cât și istoria, cât și celelalte arte, cât și critica de artă, cât și știința care este pusă la dispoziția oamenilor sunt de o mare valoare. Am avut această dorință ca fiul meu să vorbească bine, bine, bine limba română. Și trebuie spus că atunci când ați plecat din țară, nu ați făcut-o pentru că era minunat aici și voiați să vedeți alte meleaguri, ca dovadă că ați păstrat identitatea românească. Ați plecat în niște ani cumpliți pentru România. Da, am plecat în niște ani în care era puțin mai neguros, era mai puțină lumină, erau mai puține speranțe, nu întrevedeai ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Dar sigur că pe lângă această realitate, a fost și dorința de a mă confrunta puțin cu ce se întâmplă în lume. Sigur că a existat și dorința aceea ca tânărul meu vlăstar să trăiască într-o lume liberă, să învețe într-o lume în care se poate exprima
și în care își poate atinge niște idealuri. Cred că orice părinte privește lucrurile la maniera asta. Am avut noroc, am putut pleca, am avut un contract serios și, mă rog, am reușit să fac în așa fel încât să mă plasez într-o zonă de existență în care am văzut că nicăieri în lume nu umblă câini cu covrigi în coadă, cum spune vorba populară, că trebuie să te adaptezi, că indiferent dacă ești un artist consacrat, trebuie să faci niște sacrificii, trebuie să accepți niște lucruri, toate de neacceptat, ca să devii artistul care ai fost în România, în afara faptului că după 40 de ani întâlnești acolo o lume care este puțin închisă. Și m-au întrebat mulți oameni, dar cum, de ce nu ai devenit un artist internațional din moment ce ai fost întotdeauna apreciat și publicul te apreciază? Și am răspuns foarte simplu, pentru că concurența noilor generații în toată lumea este imensă, lupta este acerbă și fiecare tânăr care are 19 ani vrea să reușească și ca să reușească are o întreagă, un întreg arsenal de mijloace pe care un om care vine de departe la 40 ceva de ani nu le are. Sunt mai multe bariere. Bariere lingvistice, bariere sociale și așa mai departe. E și o chestie de noroc. Și aici, oriunde te afla în lume, pentru un artist, nu e numai talentul și munca pentru ca să-și pună în valoare talentul, dar e nevoie și de puțin noroc. Este nevoie de a relaționa cu această șansă și este nevoie, bineînțeles, de foarte, foarte multă tenacitate. Cum ați văzut și simțit acest moment 89, decembrie 1989? Iată, sunt 30 de ani de acum. L-am văzut ca pe un moment în care oamenii au sperat, în care oamenii au dorit neapărat să se elibereze de o anumită cămașă de forță în care erau ținuți. Au încercat cu toată puterea lor, vorbesc de oamenii obișnuiți, să creadă că este posibil. Orice revoluție este furată. Orice revoluție este începută de niște oameni, se ajunge la un climax în care lumea respiră ușurată și spune am învins, dar sunt alții care au abilitatea să profite de ceea ce s-a realizat, să fure această reușită a unei revoluții, dacă se cheamă revoluție, și asta s-a întâmplat peste tot în lume. În ceea ce privește evenimentele pe care domniile voastre le-au trăit, le-au simțit, eu le-am văzut de departe, le-am simțit de departe, și sigur că am văzut că unii au profitat de această chestie în mod serios și alții au rămas cu un fel de gura amară, un fel de iz de lipsă de a fi putut pune capăt
a tot ceea ce în mod mai mult sau mai puțin rapid s-a întâmplat, creând impresia sau poate certitudinea că a fost doar o lovitură de palat. E o părere. Eu nu sunt istoric, nu sunt nici filozof, sunt un artist, nu fac politică, dar iată cum aș răspunde întrebării dumneavoastră. Am să răspund printr-o poezie sau printr-un text. De aceea să știți că am provocat acest subiect, pentru că știam de dinaintea intrării în emisie acest text, care este absolut minunat. Acest text este scris de Nicolae Dan Fruntelată, un foarte frumos om, un poet, un om care mi-a dat prietenie și pe care eu l-am solicitat să-mi scrie un text, întrucât ne apropiem de decembrie și pentru că m-am gândit că în acest spectacol pe care îl fac la sala radio ar putea să aibă loc un asemenea moment printre cântecele despre care am vorbit. Iată despre ce este vorba. Stimați ascultători, stimați eventual spectatori, stimați prieteni, voi erați poate în București în acele zile ale lui decembrie 1989. Voi ați auzit șuierat de gloanțe. Ați văzut revoluția de la TV. Ați văzut elicopterul dictatorial plecând spre Neant, spre zidul de la Târgoviște. Vouă vi s-a arătat totul, ori așa se părea. Se părea pulsul unei revoluții populare. Dincolo de ce ați văzut, este drama unor oameni obișnuiți care au pierdut pe cineva drag și mai cu seamă a celor care au pierdut un copil. Moartea unui copil e ceva de dincolo de închipuire, de dincolo de moarte. Este ceva absolut. E clipa apocaliptică a pierderii de sine. Ce vreau să vă spun este ceea ce aș putea să și cânt. Este un fel de baladă. Poate e o lacrimă păstrată într-un colț de ochi pustiu, ca și sufletul de tată. Parcă ieri plecă de acasă. Era noaptea jumătate și s-a dus frumosul tatei după un strop de libertate. Plânge vântul în colentină, în decembrie plânge iar, însă fiul nu mai vine. Totul fuse în zadar. Într-o piață mai amară se întâlni cu un glonț nebun și a căzut pe crucea iernii fiul nostru cel mai bun. Cine a tras? Răspunde vântul și istoria beteagă de ce el
frumosul tatei a plătit ca să înțeleagă. De ce el, frumosul tatei, a plătit ca să înțeleagă? Plânge vântul în colentină, în decembrie plânge iar, însă fiul nu mai vine, totul fuse în zadar. Plânge vântul în colentină, în decembrie plânge iar, însă fiul lui nu vine. Totul fuse în zadar. Sperăm să nu, așa cum a spus și Dubu. Ce spuneți? Sperăm să nu, așa cum a spus și colegul nostru, Duculeaua, când am vorbit. Sperăm să nu. Toți sperăm. Toți sperăm în mai bine. Speranța nu moare niciodată. Așa este. Problema nu este numai speranța. Problema suntem noi, oamenii, care la un moment dat ne trezim și nu mai vrem să fim manipulați. Și ca să nu mai fim manipulați, ca să nu mai fim manipulați, depinde de această trezire, de această deșteptare. Când deșteptarea va veni, când omul va avea un moment în care va crede că nu mai poate fi manipulat, speranța se va îndeplini. Acest lucru este aproape greu de explicat. De aceea există artiști, există autori, există oameni care fac spectacole, câteodată le fac pentru deșteptare, pentru trezire, câteodată fac haz de necaz. Românul este un suflet extraordinar și spiritul românului este acela de a face haz de necaz. Bineînțeles că eu am foarte multe proiecte, cu toate că sunt destul de în vârstă. N-aș spune că sunt bătrân, însă am o tinerețe a omului de proiect. Și unul dintre proiectele mele este un spectacol al unui foarte talentat, unui foarte mare poet, Lucian Vasilescu. Spectacolul s-ar numi Viața Viața dăunează grav sănătății. Ce sugestiv spus. În același timp s-ar putea numi și Apocalipsa după Lucian. Pentru că este vorba de un om care, în ciuda acestui flagel, care este manipularea, această manipulare nu vine de azi, din secolul ăsta. Manipularea este de milenii, din momentul în care oamenii au fost îndemnați să dorească să știe de unde au venit, ce caută pe acest pământ. Deci, unii au luat ideea respectivă și au început să îi forțeze pe oameni să creadă ce vor ei. Și a început așa un fel de manipulare. N-are nicio legătură și niciun fel de mod al meu
de a vorbi despre religie. Însă, vedeți, sunt foarte multe religii, iar cea mai importantă religie este religia monoteistă. Dacă credem într-un singur Dumnezeu, de ce anumite rase, anumite popoare, anumiți oameni au creat o asemenea schismă între religii, spunând oamenilor că asta este religia mai bună și asta este religia mai proastă. Ori, în momentul în care este vorba de trezire, de deșteptare, este vorba de a crede într-un singur creator și în a termina odată cu disputele astea care au creat milioane de vieți pierdute și care încă se pierd datorită acestei imense manipulări. Într-un spectacol avem de-a face cu un personaj care în trezirea lui spune ce crede, spune niște adevăruri. Oamenii sunt surprinși de aceste adevăruri pe care ei înșiși le gândesc, iar structura unui spectacol este dialogul și dialogul pe care îl inventez eu este un dialog între un om care vrea să ajungă la Dumnezeu, care vrea să aibă posibilitatea să vorbească cu Dumnezeu, ceea ce e foarte greu, și atunci el vorbește cu un înger. Și acest înger este un înger care nu vorbește cu vorbe, vorbește cu muzică. Pentru că se spune că muzica poate fi dumnezeiască. Deci, vezi, am spus câteva cuvinte despre un spectacol la care mă gândesc și care sper să aibă loc cât de curând posibil în funcție de acei bani, de acele fonduri pe care, în general, noi, creatorii, le avem cu foarte mare greutate, cu foarte multe rugăminți. Poate cineva care va percuta la ceea ce am spus, va spune: aș dori să fiu o mecenă pentru un asemenea spectacol. Și eu mi-aș dori să existe așa ceva. Până atunci, eu aștept pe toți cei care vor să vadă acest spectacol intitulat Cântece ale prezentului continuu, Sergiu Cioiu One Man Show, la Sala Radio, 12 decembrie, orele 19, cu atât mai mult cu cât biletele sunt extrem de ieftine, între 20 și 10 lei, deci bilete de 20, de 12 și de 10, pensionarii și studenții au posibilitatea să vină la acest spectacol numai cu 6 lei locul. Eu aștept cât mai mulți pensionari, pentru că pensionarii au nevoie de asemenea spectacole, au nevoie să se bucure, au nevoie de poezie, au nevoie de culoare, și eu întotdeauna am vrut să fac un spectacol pentru pensionari. Bineînțeles că studenții sunt un alt public pe care îl aștept, studenți sau elevi, oameni care citesc, oameni care au timp să mai și asculte, nu numai să audă, oameni care au curiozitate și care privesc viața în adâncime. Asta este ce am vrut să vă spun. Și noi vă mulțumim și
O să ajungem și noi la spectacol, pentru că trebuie să vedem lucruri frumoase, trebuie să ne formăm și, în fond, iată, este în luna decembrie, luna în care trebuie să ne facem și nouă câte un cadou, de ce nu un bilet la un spectacol de calitate? Vă aștept cu foarte mult drag pe cea mai tremurată undă. Vă mulțumim tare mult, maestre Sergiu Cioiu, alături de noi în studioul Vocea Armatei. Știu că ar fi multe de vorbit. Sunt totdeauna este mult de vorbit și sunt subiecte interesante, dar cine știe, poate ne mai călcați pragul. Cu mare drag, vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim tare mult. O să încheiem pentru cei care ne ascultă online cu alte piese de ale dumnealui. Eu am ales Despre cum era să zbor și trec fetele toamna. Și ne reauzim. Sunt Sonia Raicu, vă mulțumesc pentru atenție. Așadar, alături de noi a fost Sergiu Cioiu. Mulțumim tare mult.